CSM Dunărea nu a reușit nici în turneul de la Miercurea Ciuc să depășească complexul numit Steaua. Echipa gălățeană a învins în primul meci Sportul Studențesc cu 16-4. A urmat partida cu Proghin Gheorgheni, echipă care pierduse greu în fața Stelei, abia după loviturile de departajare. Dunărea s-a impus cu 5-1 și părea pregătită pentru derbiul cu Steaua. Meciul vedete a început cu un gol al bucureștenilor, însă gălățenii au răsturnat scorul prin reușitele lui Goga și Cernenco. Steliștii au egalat până la ultima pauză. Ultima repriză a fost extrem de disputată. Singurul gol a fost marcat de Steaua, care s-a impus cu 3-2. Dunărea nu mai poate părăsi locul 2, care asigură prezența în semifinalele Ligii Naționale de Hockey.